Într-un sat, o vacă grasă, cum sunt vacile tâmpite, dar frumoasă și laptoasă, s-a gândit să se mărite. Boii, de la mic la mare, au venit cu tot belșugul, toți voiau să se însoare, că-ți deprinși să tragă jugul. Vaca, însă, ca o fată, cu avere și trusău, îi respinge încânfată, cum să mă marit cu un bou? E un cal prin curți vecine, care pătimaș mă strânge, el e genul meu, tip bine, ar măsar să dea pur sânge. Vaca, tot făcându-i curte, își atinse ideal. După tratative scurte, s-a căsătorit cu calul. Ah, ce șansă pe mireasă, comenta în pomocioară. El, aristocrat de rasă, ea, o biată pierdevară. Dar curând, ce tragedie! Vaca se certă cu calul. Până departe în deal la vie, s-auzea întreg scandalul. În zadar, când stingea lampa, vaca în fiecare noapte se plimba făcând pe vampa cu ispitele-i de lapte. Ba mai mult, se întâmplase ca jucând pe îndrăgostita, calul, furios, îi trase două palme cu copita. Și atunci, cu dezolare, vaca prinse a pricepe cum că soțul ei mai are trei amante, toate iepe. Asta-i prea de tot, își zise. Îl dreau dracului de cal. Și într-o seară părăsise domicilul conjugal. Slabă, galbenă, uscată de necazuri și nevoi, vaca noastră resemnată se întoarse printre boi. După atâta chin și jale, vaca multe a învățat. Primul bou ieșit în cale îl acceptă de bărbat. Nunta lor a fost vestită, că s-a dus prin voi ecoul. Ce pereche potrivită, vaca noastră și cu boul. Ea comandă, el ascultă, el cu banii, ea tapaj. Este, fără vorbă multă, tipul clasic de omenaj. Totuși, vaca ne șoptește un măgar, că așa-i măgarul, prin pături mai zăbovește, uneori cu armăsarul. Dar eu cred că-i calomie, măgăria cine spune. Totul e că în căsnicie treaba merge de minune. Vaca, poate, știe satul, chiar și grajdul să răstoarne. Boul nu-i decât bărbatul, ca dovadă poartă coarne. Și așa trec ani și ani, și precum am prins de știre, au făcut și trei juncani și trăiesc în fericire. În povestea mea de față nu e niciun lucru nou, pentru oricare vacă, soțul ideal e un bou.